Dar nu știu ce să fac. E că mă duc până acolo și n-a terminat ăla să-mi pună toată marfa și încep să mă enervez. Stai să-l sun pe Dorel, să-l pun să ducă să-l întrebe pe ăla dacă mi-a terminat duba de încărcat. Am venit acasă că nu mai puteam. Trebuie să-mi fac un sandwich, că mă lase foame. Dar azi dimineață trezit. Ia să vă răspunde asta la telefon. Alo! Alo! Ce dracu faci? E, bine, patraule, ce să fac? Uite, stau pe aici, mă plimb. Aștept să vină Mirela. Dar nu n-am mai văzut de mult. Așteaptă că anul ăsta nu vine. Ia vezi, du-te până acolo la chinezul la vis-a-vis de tine și vezi, mi-a încărcat și mie duba cu toată marfa, ca să știu dacă vin până acolo, că am plecat pe jos și acum trebuie să vin cu mașina, că mi-e silă, că am mâncat. Să știi că am încărcat tot acolo, că mașina asta de vreo 10 minute pe aici degeaba. Așa? Așa și gata, e încărcat, e închisă, cheile nu știu de le-a pus. Am înțeles. Bun, hai că urc la tine acolo și dacă e, îmi faci și mie o favoare. Ia zi. Să vii și tu cu ori cu duba, ori cu papucul când mă întorc. Sau să, măcar să ai grijă de el acolo, că nu mai vin pe jos. Și nici cu bicicletă. Bine, hai că am grijă de el, cum să nu am grijă de el. Pentru tine nu fac eu de-astea. Hei, cum dracu. Hai că dacă e, îmi dai o cafea, da? Nu, e invers, dar nu mai contează. E invers. N-a ținută. Dar de ce mă întrebi? Hai lasă că vorbim, că mai am puțin și ajung la tine, drag. Mai consum și minutele cu tine. Bine, bine. Haide, pa. Uite, am vrut să-l păcălesc, să dea și el o cafea și nu vrea, ci că e invers. Are cu pelticul, drag. Fac un pic aici iasul. Asta la umbră, măcar să stea așa un pic și mai bată soarele. Ce zici că faci? Uite, bine, stăteam pe aici să mă plimbam, că nu prea am clienți azi. N-ai clienți? N-am clienți. Mamă, pe de-aia că știi că dacă n-ai treabă, îmi zisese Veronica că dacă îmi fac așa puțin o fereastră astăzi, să fac curățenie la găinile alea acolo în hambarul ăla. Să strâng ouăle, să iau găinații după jos, să le dau cu nu știu ce soluție pe acolo de păduc, de alea. Dacă n-ai treabă, închide magazinul că-ți dai eu de treabă. Na, lasă, nu-i nevoie. Dar ce știi de mine, la că eu n-am mai văzut de mult pe aici și tot o așteptam să mai vină pe la mine sau să mă sune să vin la ea. Nu ți-a zis? Tu ce să-mi zică? Deci că ar fi stat de vorbă cu John? De fapt, n-ar fi stat de vorbă cu John, a zis că stă de vorbă cu John, că nu-i mai place să mai stea de la muncă acolo cu Naie și că ea se întoarce înapoi în Bălțești, că casa părintească acolo a lui mamă sau lui ce mai e pe acolo, ce am drugat ea și nu, nu-i place să stea să lipească etichete, ea e mai sociabil așa, trebuie să stea pe acolo, e și cu Gianni pe partea elaltă, băiatul ăla de acolo și cu alea și cu Dalea și cu Sile și cu... Adică vrei să zici că nu mai vine aici? Adică, cum fel, dar spune, vine, mai vine în vizită așa, dar nu prea mai are la cine, că dacă e să o vizitezi, o vizitezi acolo, nu știu cât de tare e dor de tine așa. Cunosc, știi ce, poți să mă muți acolo, poți să mă zici să mă mut acolo, să găsești ceva de lucru acolo? Rămân dator vândut. Băi, ai un loc de muncă decent. Patronul de aici, Nea Vasile, are încredere în tine ca în copchii lui. Vezi darele tale, mă, stai aici, ia rata, du-te așa frumos, ia mașina, ia zduba, ia țara, te duci pe acolo, o vizitezi, stai de vorbă cu ea, mă întreb de ce a plecat, dacă vrea, te duci, îți lași locul de muncă, să te duci în Bălțești, să ce să faci? Stau aproape de ea, că mie plăcea de ea, era foarte sociabilă și m-a învățat multe lucruri. Bă, tu lucrezi 4 zile aici, nu? Și 3 zile ești liber. 5. 5? 5, da. Dar doar 4 ore. Vineri. Păi așa vorbeam cu Peruciu și te băgam acolo la noi, la fermă. Nu știu, dădeai tu ce găsești pe acolo. Mai le dădeai o hrană, un fân, o alea, mai făceai o curățenie, mai stăteai pe acolo, că ea oricum vine pe acolo. Dacă tot vrei așa. Altceva n-am ce să dau de loc. Bine, patrule, hai că ne gândim, mă gândesc, deși eu nu sunt om de fermă, chestii de zi, adică eu sunt om de stat aici, la calculatoare, la chestii de plătit, de... Bine, acolo știu că e și acolo magazin de scule, de unelte, de nebunii de astea, dar nu știu,
nu am, poate să vorbesc cu Ferruccio, o să văd dacă are el ceva pile pe acolo, cunoștințe, că eu nu prea... De ce zic? Dacă e astea, mă duc să-ți fac curat la găini acolo și așa, dacă reușiți să mă ajuți. Da, apoi că nu te ajut eu, ia du-te și fă tu curat acolo la găini, că eu stau de vorbă. Acum că rezolv, că nu rezolv, tu fă curățenie acolo, că nu se știe niciodată, știi ce zic? Bine, dar cafeaua tot o dai, da? Da, mă, vezi că, uite, pe bordul la mașină ți-am lăsat acolo 10 lei, iei și tu o cafea și ca să tot te duci la găini și alea, iei și papucul cu tine și te duci și îl parchezi acolo în curte. Lași cheile, okay. Că nu intră nimeni la mine în curte. Hai că mă duc să iau și o dubă de la asta. Hai, pa. Ia să vedem unde o fi chinezoiul meu. Chinezoiul meu. Cred că e pe spate, pe la dubă. Ia să vedem, mi-a încărcat și mie. Ouă, zahăr, lapte. N-are toate ingredientele. Să mă duc la... Veronica, să-i duc astea la brutărie. Să-și facă full sec-urile vieții și... Aolo, iar mă sună Naima. Păi, frate, bă... Alo, ia zi, mă, Năiți! Alo, Patraulea, ce faci? Păi, uite, acum mă duc până la brutărie să-i duc Veronica ceva și, pe urmă, mă gândeam să iau mașina, să vin să iau remorca, să iau niște motori. Să-ți aduc. Ah, păi, perfect. Păi nu vii aici sus să iei remorcuța asta, bidonul ăsta, că e gol. Păi ba da, vin acolo sus să iau remorcuța, dar întâi să duc lui Veronica ce-am dădus și vin imediat. Dar ce știi, a trecut John pe aici, că eu n-am reușit să vorbesc cu el și am găsit un plic cu niște bani, mi-a lăsat acolo la birou la mine. Eu nu știu, că și eu trebuie să stau de vorbă cu el, dar... Eu n-am reușit să vorbesc și eram înăuntru acolo la... Am stat vreo două ore că s-a blocat linia de ambalare acolo la moara aia de malai. Am înțeles. Hai că vorbim când ajung la tine, Nae, că am puțină treabă dacă ești și încerc eu să-l sun pe John să văd dacă răspund. Ok, ok, te aștept. Bine, bine, hai. Salut. Salut. Nu știu că o fi dispărut ăsta. Unde spune asta, Veronica? Aoleu, lasă-le jos acolo, lasă că le car eu, nu-i problemă. Nu mi le pune aici, că abia am scos pâinea asta. A, atunci și le pui unde trebuie. Vezi că mă duc să iau mașina, să mă duc la Nae, să-i duc niște motorină, că ar fi trecut John pe la el, da. N-a dat de el, de a lăsat niște bani pe acolo. Mai întârziai mult? Aveai un pic și ajungeai mâine. Am stat să consiliez pe cineva. A, bine. Da. Hai, spor la treabă. Mamă, dă drumul și la ușa aia mică din spate, să facă curent, că mor de cald aici. Păi și ce fac, mă, plec pe jos acum, mă. Doamne ferește. Of, 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 of. O să iau mașina acum, să mă duc sus, dar n-ai. Ia, ori nu se vede pe aici, pe-n curte. Hai, noroc, vecine! Tot respectul meu în tine, Naimane. O să vă fac asta curățenie aici. Sau nu faci? Vagabond ăsta, mă, e plecat. Ia să văd, a făcut ceva la găinile astea? Da, nici ouăle nu le-a strâns, nici... Firea vrea cu durele să fii tu. A plecat, s-a dus. 9000 de ani. Dar banii după bord i-a luat. Ha, băi, e teroare cu ăsta. Ăsta ca să uite de bani trebuie să-i dai o femeie. În rest te deranși cu el. Păi foaie verde, foaie de dut, da da da, da 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 da. Ce a început să trâncăne și ăsta pe set? Trebuie să-l bag iar în service. Când schimb treptele de viteze, s-aud în cutie, dar spui că nu e adevărat. Îl duc pe la Mitu să văd ce zice. Care boala lui Săc-Săc.
Boala vacii nebune. Cât să mai ținem și el, mă, cât l-am alergat. A 1.9 TDI-ul ăsta. Aia îl și țin. Motorașul ăsta e nebunie, cred. Ia să vedem ce face Nail. A scos remorca, mi-a lăsat-o aici. Băi, Nail, băi! Uite. Cola, chipsuri, țigare, a lăsat-o în scumieră. Da. Nu-i asta. A, uite-l pe aici, cară paleți. Băi, Nail, băi! Da, patraule! Hai că am venit, am văzut că m-ai scos remorca, am adus să o iau să-ți adun niște motorină. Ce... Vrei să bagi paleții ăștia, că s-a anunțat ploaie. Da, băiatul mai care am acolo, dar să-mi aduci un camion din ăla, că avem de încărcat un camion din Mălai. Să-mi-l aduci aici și eu printre timp îl încarc, dacă nu mă aglomerez prea mult. Da, 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 stai să văd dacă, dacă dau de mic, poate... Odată, când am încărcat pentru... Ai dus tu în comuna cealaltă, cum se cheamă acolo, ai zis că tu se da, 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 pe nu, așa tot, e. Tot un Iveco de la camion din ăla mare. Da, 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 te aduc unde la Dublu să încarci. Mi-a dus unul din ăla mare să încărcăm tot malaiul ăla, că e aproape tot lotul gata. Nu știu cu cine a vorbit John, fost că când e tot lotul gata, atunci începe să se ducă să care. Bine, mă, băiete, atunci. Hai, ne auzim, mă duc să-ți iau motorul. Mirela ce zice, nu mai vine? Mirela a zis că nu mai vine. Mai bine că ai supărat-o, că ai dalea, dalea, că ești... Ești cum ești, că ești libidinos, că de-astea care mă mai cunosc eu și nu... A zis că nu mai place. Păi, patraulea, tu să lucrezi aici cu o femeie, nu? Stai numai tu cu ea în magazin. Ea vorbește la telefon câte 5 ori pe zi, toate porcăriile și eu cum să nu mă dau la ea? Nu știu, nu, măcar... Na, voi știți păi, acolo ce tu. Aveți de făcut. Ce să mai una peste alta acum? Măcar... Ai făcut treaba sau nu ai făcut treaba? A lipit etichetele bine? Da, le-o lipit, cum să nu. Mă bine, hai lasă-mă că mă duc încolo. Stăm de vorbă când mă întorc. Ok, da, mi-aduci motorina, ok, ciao. Hai, cu și asta cu... Mirela lui ăla, cu Mirela asta, cu Mirela... M-a zăpăcit ăștia cu mine, l-a băgat pe asta boală în ăștia pe aici. Nu să muta ei mei toți în Bălțești. Stai mă să-i pui și tu un chituc de la, mă. Să nu mai o lași așa. Așa. Să iau motorina vieții. Adevărul că Mirela asta, cum vorbește ea așa, nici nu știe dacă vrea, dacă nu vrea, dacă... Lasă-mă să te las. Ce să mai... Să văd, dar de cineva pe la garaj pe aici, dar de... Să iau niște motorină. Ale cu și copchilul ăsta e plecat în cursă, l-am închiriat cu tot cu camion. Două săptămâni de zile l-am închiriat de la Constanța. Un ștraian, cred că doarme, că-i după amiază. Doare la bașcheți. Ce trec pe aici, mă? Mă. Uite, bă, că s-au apucat oamenii de treabă, nici bine nu i-am zis. Gata. I-a dat drumul la treabă. Uite așa. Hai, salut, patraule. Ce faci, bă, băiete?
Păi dar când au venit ăștia așa repede, mă, că doar aseară ți-am spus. Dar ziceam că unul din tovarășii care de afaceri avea avut o lucrare cu ei la săpat niște puțuri pe, la două sate vecine de noi. Așa. Și am zis că am și nevoie să sape un puț de, 10 metri. Bă, și mi-a zis că bă, la mult. Adânc, bă, să-l facă mai adânc, bă, că nu... Ai nu că n-ai înțeles, n-ai înțeles, fie, așa atâtea am zis. Și mi-a zis, stai că ți-aduc, îți dau ăsta și ți-l sapă la cât vrei tu. Quanta tipo ăsta? Da, la 10 metri ce dracu, o săpam eu la linguriță. Să românile dăm și ce vezi. Și când mă întrebați pentru ce și ai zis că tu, că mi-a zis că, că tu n-ai, nu, n-ai treabă chestiile astea. Hai că să trimit băieții și pe aceea îți explică ei cum stă treaba. Da, da, da. Păi nu, că de-aia că tankul l-am pus aici, ai totul aranjat, totul făcut, gurile de scurgere le-am făcut aici, canalizări, toate alea, mai trebuie decât puți făcut cu pompă să ne punem și noi ceva de spălat, utilajele aici, că noi n-avem apă trasă aici deloc. Nu poți să te speli nici pe mâini. Că facem și noi da. Acolo un căpere, ceva, sau să punem pe aici, să facem pe afară niște PC-uri de alea, ceva de... N-avem nimic la garajul ăsta aici. Eh, acum avem, adică da. O să avem. Hai să încarci niște motorină și să-l treci tu pe... pe caiet aici ha. La băieți. Că trebuie să-i du-l în aie. Mi-a zis că ai trecut pe la el, dar nu l-ai găsit și ai lăsat niște bani pe acolo. Da, mă, că ar trebui să-i dau prima de... de sărbători și nu i-am dat. Hai zi acum ce? Ce să mai zic? Mă, ce să zic? Bine că ai lăsat acolo, mă întreb așa la de Mirela. Chiar, a stat Mirela de vorbă cu tine? Mă, mi-a lăsat un pliculeț cu o scrisorică. Așa? Și mi-a zis că ea e dor de casă. Așa? Și că vrea casă la ea, cât mai vrea să stea aici. Așa? Că e dor de toți prietenii de acolo și așa, și că îi pare rău și cere scuze că nu mai rămâne. Așa. Și, urmă, spatele la acele lucruri mi-a scris ceva. Eu demisionez. Atât, punct. Da? Cea mai mișto scrisoare de demisie, să moară jubilani. Da, scrie bine. Mi-a zis mie că stă de vorbă cu tine și că o rezolvă ea cu tine, că eu i-am spus că nu mă bag, că tu ai angajat-o. Da, măcar să-i desfaci contractul de muncă, dacă ești, să fie tot ok. Păi e demisie de-aia cu acordul ambelor părți, deci a scăpat gata. Da, da, atunci... Lichidare doamne... n-avea ce să-i fac, asta e. Doamne ajută atunci, no, bun. Păi, ce să zic atunci? Da, așa cum mi s-a umplut și mie asta, cum pompa la loc. Mă duc să-i duc lunaie, mă duc să-i duc ăsta, motorina, să-și o pun la treaba lui acolo și... Ne auzim, trecem seara asta pe la mine, o fugă, că mă duc și-o mai devreme acasă, că și așa văd că a început să fac chiar gărăgie Veronica și îmi freacă nervi. Lasă mă, poate se îndulcește și acum, a făcut nevastă mea cu mine, că să fiu al naibii, dacă nu m-a... Ai fi stat eu sechestrat, dar a fost bine sechestrat. N-ai șanse, eu n-ai șanse, poate să o bag și în zahăr și tot acrei, hai, ne auzim. Hai, pa. Ceau. Auzi. Mă sechestrează pe mine Veronica în casă. Aia mă, când sechestrează pe mine Veronica în casă, dă cu aspiratorul, spală vase, vopsește cine știe ce perete ca să nu știu ce pe el, dar mie îmi spui că sechestrarea vrea cu ce-o fi pe mine. Asta e fraieră, că ea face ce zic eu. Niciodată n-a făcut. Auzi. Ce? Norocoși ăștia care sechestrează femeile în casă și le dă ce le trebuie. Ia, bine, mă sechestrează. Ce să stea asta că stă două minute în casă dimineața la prima oră în picioare cu brutăria, cu găini, cu animale, cu gura pe mine, cu gura pe tasul. Ce? Despre ce vorbim, măi, frate? Da, în fine. Ce să mai mă oameni? Mă duc înapoi să-i duc motorină la lunaie, dar pe urmă să mă retrag și eu acasă mai devreme în seara asta, că... mai. Am alergat și azi dau cursa pe mine. Dă o în gura, mă, să dă treabă. Deci că mănânc cu 10 linguri. Astea fiind spuse, boys, aveți grijă de voi și cum vă spune patraulea de fiecare dată, fiți cu minte, nu cu... Mă, și-am putea să zic de camion. Am las că zic eu de camion. Băi, n-ai, bă! Da! Ia mașina și trageți remorca unde vrei acolo. Bine, o las, fac-o după motosivuitor, că trebuie să duc paleță și după aia o bag înăuntru. A,
Puneți omul de dreptul să țope. Da, mă, oameni buni. Să băgăm făina asta la treaba ei și să mă duc și eu la treaba mea. Gata? Hai! Da, da, am dezgățat, lasă-l acolo că la găț eu după aia cu... Salut, mă, n-ai, numai bine, sănătate. Salut, salut! Da, mă, gata. Mergem acasă că am terminat cu treaba pe ziua de azi. L-am rezolvat și pe Naie, că era nerezolvat de când a plecat Mirela. Am pupat toate cele bune, aveți grijă de voi. Și numai bine, boys. Salutate!